Lizzy! Mi se pare că acela este geamul de la salonul ei. Hai să încercăm să strigăm. Melissa! Melissa! Melissa, deschide geamul! Noi suntem afară! Melissa, privește pe geam! Nu ne aude Mircea! Hai să strigăm mai tare! Melissa! 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 Ne auzi, Melissa? Ați auzit și voi? Salut, Melissa! Suntem aici! A, salut! Coboară jos la noi! Noi pentru tine am adus câte ceva bunișor! Iar medicul de gardă nu se mișcă de pe fotolul ei! Dar cum să iau coșul de la voi? Eu nu pot ieși afară! Aruncă ceva jos la noi, ca noi să putem lega! Dar ce să iau? Cu ce să agăț? Aceasta e prea scurtă, tifonul ăsta la fel. Să fac oare o sfoară din aceste cearșafuri? Așa? Nu, este o idee proastă. Dar ia-l aici. Iată acest tifon. Mai sunteți? Da, mai suntem aici. Dar tu unde te-ai pierdut? Ai găsit ceva? Da, am găsit un tifon. Aruncă-l încoace. Ține! Ai găsit totuși! Este! L-am prins! Da. Hai să-l legăm, Mircea! Sigur va merge! Important, Melissa să aibă putere să-l ridice! Mulțumesc pentru dulciuri! Cu plăcere! Acum venim la tine! Hai, Mircea, să mergem! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Dar eu pe voi cred că vă cunosc! Nu cumva sunteți blogerii aceia care furișează mâncare peste tot? Nu, cred că ne-ați confundat cu cineva! Totuși, mai bine să vă verific! Da, parcă... nu aveți nimic. Da, într-adevăr, cred că v-am confundat cu cineva. Atunci putem merge la Melissa? Da, desigur, puteți trece. Doar că să aveți grijă că mai este puțin timp. Vine ora prânzului. Bine. Ia priviți câte bunătăți mi-au adus mie prietenii mei. Și ce idee! Pe geam! Melissa! Am venit și noi! Am reușit să trecem! Da. Sunt toate? Întregi? Da, super! Toate. Ai reușit să guști ceva din ele? Încă nu vă așteptăm pe voi! Ce mai așteptăm? Haideți să desfacem! Hai! Pe aceasta! Uite, îți pun coșul aici sub pat și tu vei lua de acolo! Bine! Pa. Ca să nu se plictisească Melissa la spital! Îi vom duce diferite jocuri, ca să-i ocupe timpul! Dar ce fel de jocuri, fără dulciuri? Așa este! Hai să ne gândim ce să luăm Melissei! Hai să luăm șah și dame! Pentru că ea le iubește foarte mult! Dar vă știți că Melissa a luat locul întâi la șah și dame pe oraș! Dar mai știți că Melissa iubește și diferite tipuri de jocuri în domino? De fapt, ei ambii iubesc și Mircea iubește șahul și dominoul. Am o idee cum să ascundem aici dulciuri și nu e o tablă simplă. Ia privi! Wow, Mircea! Ai aici buzunare ascunse. Da. Aha, și aici vom pune ciocolate. Ia
Ia să vedem în cap. Și acum să închidem. Vai, nu sunt ciocolatele, dar avem o tablă de șah. Iar acum la mine. Să vedem ce facem noi cu dominourile. Le răsturnăm și punem aici dulciuri. Așa. Hai să le aranjăm ca și dominourile noastre. Și desigur, ca să fie cât mai credibil, vom desena punctele noastre pe aceste dominouri. Mulțumim! Hai! Și începem cu prima. Să fie 3. Hai să fie 3, da? 3 și 3. 3. Hop. Wow, ce bine. Și 3 ai zis, hai și 1. Da. Așa. Să fie 4. Și setul nostru cu dominouri este gata. Ia priviți ce frumos. Și îl strângem bine și mai avem ceva. Dulciuri în formă de jucării. Noi vom spune că este magnet. Hai, Mircea! Bună ziua! Bună ziua în toată ziua! Și ce aveți ascuns acolo, subțiori? Aici? Păi acestea sunt niște jocuri de inteligență. Domino, șah, dame. La control cu ele. Poftim. Domino zici? Da, într-adevăr sunt domino. Dar sunt cam uzate. Cred că vă jucați cu ele fiecare zi. Și aici? Da, tabla de șah, într-adevăr. Dar unde sunt piesele? Ui, am uitat de piese. Data viitoare le aduc. Doar în mână ce ai? Aici sunt mijloace de transport. Doar Melissa iubește să călătorească. Din totdeauna a făcut-o împreună cu familia. E clar. Hai, treceți. Bine, Mircea, ține. Să plecăm. Melissa trebuie să ne aștepte. Salut, Melissa! Am trecut pe lângă medicul de gardă cu dulciurile. Le-a ținut în mână și nici nu și-a dat seama. Cum așa? Mi-ați adus dominourile. Ce mult vreau să mă joc cu ele. Nu am înțeles. De ce scoți aceste dominouri? Nu, Melissa! Acestea sunt dulciuri pentru tine. Da? Melissa, dar asta nu e tot. Ți-am adus încă ceva pentru tine. Șah? Păcat că n-am cu cine juca aici. Nu, deschide-o. Iar este ciocolată. Ce bun. Cum ți se pare ideea lui Mircea? Super. Și privește aici, Melissa, mai ai și jucării din ciocolată. Mulțumesc. Și ți imaginezi, medicul de gardă a crezut că aceștia sunt magneți. Și acum mergem împreună să-i facem proceduri Melissei chiar la ea în salon. Avem o picurătoare, container organizer cu pastile și, desigur, frigiderul nostru unde le păstrăm pe toate acestea. Dar cum să intrăm de fără mâncare? Desigur că ne-am pregătit. Ia priviți aici. Pastiluțe din bomboane, M&M's și suc. Mircea deschide și hai să punem aici pentru ziua de luni, marți, toate zilele săptămânii să avem rezervă pentru Melissa. Hai! Wow! Ce multe sunt și colorate! Hai să alegem Melissei! Bine. Care îi place Melissei? Galbene, luni, așa. Marți, cafenii, roșii. Dar eu zic să punem mai multe. Da. Am umplut containerul și să închidem bine. Și nici nu zici că este aici M&M's înăuntru.
Mircea, ține-o, că o să o punem imediat în frigider. Să punem și... pastiluțe? Aici? De fapt sunt capsule, da? Seamănă ca capsulele în două culori. Acolo mai avem pastiluțe dulci. Și... umple plină, plină, să fie plină. Iar acum să scurgem tot conținutul în această sticlă de plastic pentru a-l înlocui cu suc. Asta, să deschidem picurătoarea și a început. Ia priviți aici. Parcă curge apa. Așa. Adică... și acum să transferăm sucul. Așa. Luăm în seringă. Este! Mircea, ce spui? Melissa va fi încântată? Da! Așa, Sprite în perfuzie încă nu am văzut niciodată! Eu zic că e suficient! Hai să o punem în dispozitivul nostru de susținere și să ne ducem la spital! Așa, avem aici un pacient. Merge. Spunea că este în salonul lui. A, iată aici e salonul 8. Bună seara! Bună seara! Am venit la o pacientă pe nume Melissa. Auziți că este în salonul 8? Da, este. Păi trebuie acum să intrăm la ea. Dar eu pe voi nu vă cunosc. Sunteți din spitalul nostru? A, uitați să vă spunem, recent ne-am transferat aici. Avem două zile de când muncim în spitalul Milimie. Eu mă numesc Zinaida. Doctor Luminița. Încântată de cunoștință. Doctor Mircea. Să vă conduc? Mulțumesc, ne descurcăm. Hai să mergem la treabă. E plăcut când ai colegi profesioniști. Pe MeliMiVlog vom publica un video în care voi scrie numele abonaților mei pe Gips. Așa că nu rata vlogul! Melissa, și de data aceasta am reușit să trecem. Și ți-am adus dulciuri. Pastiluțe! Să ai pentru toată săptămâna. Ce multe! Și capsule. Și încă pastile. Tot dulci! Dar asta nu este tot. Mai ai și suc, ca să ai ce bea după pastile. Doar dacă se acutizează, poți mai des. Desigur, Melissa. Și aici ai și alte pastiluțe pentru asta. Da, să încerc una. Pentru luni. Nu suntem de la poliție. Și vom merge la spital, Melissa, să luăm declarație în calitate de victimă. Și trebuie să ne echipăm. Ce punem aici? Așa, geleuri și marshmallow. Ce, îți ai și bastonul? Bastonul. Pipiul este gata, iar eu îmi voi lua niște geleuri aici sub foaie. Dar acestea vor fi pixuri. Da, acestea vor fi pixurile mele cu care voi scrie procesul verbal. Iată așa. Hai, domnule polițist, să nu întârziem cumva la ora mesei. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aici este spitalul, nu este secție de poliție! Vă rog, nu ne luați la mișto! Avem un caz special și trebuie să audiem o pacientă de-a dumneavoastră! Nu cumva iar la Melissa! Așa este corect! Dar ce s-a întâmplat? Toată lumea vine la ea! Noi suntem de la poliția Pârtieră și dumneavoastră este victima unui accident! De la ce poliție sunteți? Pârtieră, doamnă, nu auziți? Poliția de pe pârtie! Aaa, pârtie! Haideți să nu lungim timpul, că avem de audiat și alte persoane. Vă rog frumos, permiteți-ne să trecem. Bine, dar eu trebuie să vă verific, să nu aveți dulciuri asupra voastră. Doamnă, inadmisibil! Încălcați statutul de polițist! Nu aveți dreptul să ne perchiziționați!
Bine, bine, intrați! Domnule colonel, să mergem! Eu credeam că e de la pârți, nu de la pârtie. Dar să nu mă audă ca să nu mă amendeze. Domnișoara Melissa, trebuie să răspundeți la câteva întrebări. Poliția? Eu nu am evadat de la închisoare. M-am eliberat pentru purtare bună. Melissa, suntem noi și ți-am adus dulciuri. Și bastonul de polițist. Poate bune! Imediat internăm un bolnav testat pozitiv. Iată că a venit și pacientul. Hai, pregătește-te! Imediat îți facem machiajul, dar nu din asta simplu. Tu ești bolnavă, ai viroză. Privește la mine. Ai nasul roșu, ai muci, strănuți tot timpul. Și am terminat machiajul. Apci, e așa? Ce e, bolnavule? Ai febră? Totul este. Iar medicului de gardă îi va fi frică să se apropie de noi, ca să nu se molipsească cumva. Mircea, hai să ascundem dulciurile. Așa, și eu să-mi iau și le ascund. Și încă unul. Așa, aici, să nu se vadă. Și gata. Hai, mergem, mergem, Fuguța! Bună ziua! Bună ziua! Sunteți bolnav? Desigur, doamnă, este testat pozitiv și trebuie să-l internăm de urgență! Este inadmisibil așa ceva! Vă aflați în secția traumatologie! Și nici de cum nu poate fi internat aici! Las că găsesc eu o soluție pentru voi, în secție la colegă. Urmați-mă! Bine, mulțumesc! Hai, hai, mergi, mergi! Eu niciodată nu voi pune în pericol sănătatea pacienților mei! Haideți să susținem cu câte un like toți medicii din țară! Și le dorim din